18 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Sâmbătă seara, doamna Dora își întâmpină musafirii îmbrăcate la patru ace. Recunosc prima dată, sunt invidioasă pe invitata mea. Mihaela Strâmbeanu a adus primăvara în platou. Mi-amintesc mereu de chipul blând al tău. Și a acceptat o provocare care i-a pus răbdarea la încercare. Am aflat cine e omul anului 2017. Cutia pe mâini bune. E posibil voi să ieșiți să bateți la ușa? Rămâneți în continuare cu Dora Show. O seară buhnită să aveți. 18 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Sâmbătă seara, doamna Dora își întâmpină musafirii îmbrăcate la patru ace. Recunosc prima dată, sunt invidioasă pe invitata mea. Mihaela Strâmbeanu a adus primăvara în platou. Mi-amintesc mereu de chipul blând al tău. Și a acceptat o provocare care i-a pus răbdarea la încercare. Am aflat cine e omul anului 2017. Cutia pe mâini bune. E posibil voi să ieșiți să bateți la ușa? Rămâneți în continuare cu Dora Show. O seară buhnită să aveți. Hai. Ne scuzați, dar un pic am început să ne penim. Știți că primăvara, dar mie ca de grabă vine și trebuie să arătăm binișor, eu împreună cu jurnica mea. Da, să fim femei penite, fiindcă de grabă trebuie să ne dizgolim. Ne zgolim frumos, cu cearete, cu nu știu ce. Doamne, ai așa, atât și frumoase suntem azi, admirați-ne. Suntem astăzi amândouă cochete, frumoase. Ne-am asortat cu gust. Asortat cu gust și cu măsură, așa-i? Știu că ați așteptat. Unii sărași, știi? Ce? Am înțeles că la unii în casă nici musca, măi. Sâmbăța la ora 8 e nu zboară. E să așează și uiți la Dora Show. Am crezut să pun o bandă la... Ce-n mult s-a dus? Ora 8! Sunt gliei și uită. Așa trebuie, dragii noștri. Nu uitați că Dora Show în fiecare sâmbătă seara la ora 8 în Jurnal TV vă așteaptă. Vă așteaptă, da. Dar vă așteaptă și pe pagina noastră de Facebook. Nu uitați, dați un like, dați un share. Share, am zis. Share. Dar poate să-i cântăreați share. Nu, Shakira e. Așa că, Jănica, tu cum crezi? Noi începem azi cu bârfa zilei sau cu și începem? Nu putem începe fără vârfa zilei. Dar cum să începem dacă nu-i telecomanda? Du-și o oadă! Serios, nu-i? Tu și putu ora 8, telecomanda nu-i. Una, două și-i supat. Unii în Iura, dați mai telecomanda, șef! Să apeleze la autoritățile din Chișinău. Asta a fost vârfa zilei. Rămâneți în continuare cu Dora Show. Ne vedem săptămâna viitoare cu noi știri. O seară buhnită să aveți!
mi-a zis că să ne, dar cum să nu și ire în țara asta? Drag ptieri din stat, drag ministru al transportului, chiar în halul ăsta, măi. Și-i vorba, auzi, Melica? Și noi, copiii, fix așa mergem, așa, de sărăt, de sărăt. Încă dimineața nu mâncam, că ea ca lăcă, râni, o, bă, de acasă, mergi până la școală. Dar cum copiii să învieți? Cum oamenii să ducă la muncă, măi? Auzi, dar cel mai grav, știți și măi? Că-i ghi-di-ghi și ca aici lângă Chișinău, dar oare și zice nordul, da, bă, da sudul, da estul, da vestul Moldovii. Și e poc trăim, Doamne, iartă-mă, de ceatră, de junglă, unde suntem? Dar mai gine, Doamne, știi și Jenica, mai vine așa frumușel, ne suim în trăsură, în căruță. Căruță? Înainte, știi cum mergeau romii? Ori nu știi? Cu trăsura, frumușel, o puneam acolo și hop, hop, hop. Și mai sigur, mai frumos? Și în Africa, căinile le duc mai frumos oamenii. Să dăm comandă în Moldova de căinile, în loc de autobus, căinilor și... Da. Ne uităm, conducem și ne uităm la stansă în bici, dragoste. Am văzut Nerescu cu limuzine. Cum să mergi în limuzină pe așa gropiți? S-ar țâțele de rochi. Mai bine stui pe o căinilă. Mă rog să mă scuzați, dar așa-i. Trebuie să certăm și trebuie de certat. Dar trebuie să lăudăm și trebuie de lăudat. Dar așa să lăudăm. Și luna e amor. E februarie, luna dragostei. Oamenii se iubesc, plutesc în aer fluturaș, meduze, cocomârli, bufnițe. Multe zboară. Da. Și ne iubim, măcar amuian. Dar cine se iubește cel mai cu patimă? Care popor? Care nații? Dacă poți să zic așa. Moldovenii? Da, dar cum? Moldovenii se iubesc numai de 8 martie și pe 23 februarie. Italienii? Nu. Asiatici. Nu, draga mea, să spun. Cei mai pasionale sunt, știi cine? Romii. Dar pe italieni, nu si. Italieni sunt italieni, tot acolo, dar romii. Bă, sâ și mă și fă. Și cum se iubesc ei, nu se iubesc nimeni. Se iubesc cu dragoste, cu patimă. Nu uitați de campania noastră. Of, Doamne, păstrați iubirea, păstrați. Și la Dora Show vă uitați. Postați. Tu știi, rug! Un reportaj realizat de echipa colegilor noștri acasă de vreme. O, așa de tare iubiesc! Opa! Păstrați iubirea, păstrați! Vasile Preida, Ziz Burac și soția sa Coronița nu mai țin minte cum s-au cunoscut. Erau niște copii pe atunci și în plus nu a contat dacă se iubeau sau nu. Mai mult decât atât, bărbatul zice că era îndrăgostit de o altă fată. Of, Doamne, ferești cu Coronița, mă gine nu o întâlnim. Oricât bat eram eu, mă bă. E cum mai era, știi, cum înainte umblau. Nu cum am o, știi, pe un ritaranuri așa. Umblam și noi și m-am bătat într-o zi. Am cișcat-o cu de când mă scol dimineață. Iar e 7 frați. M-a venit și m-a luat, m-a pus în bieși. Dar și te-ai făcut râs de coptielă. Până cum e râs? Avea 14 ani, dar eu aveam 16. Până 2 ani razință, băieți, n-am făcut nic. Dacă ori ei, ori te-nchidem aici. Până mă din duceți-mă la miliție, nu? Așa în bieși. Și m-a ținut 3 zile în bieși. De acolo știi cum era campoturi. Mâncare, dar eu crăpam tot de acolo, știi, mâncam. Dar soacră, măi, scoțeză-l pe nebunul și l-o crăpa tot campotor de acolo. Tradiția romilor condamnă legătura dintre doi tineri necăsătoriți. Deci, după legile țigănești, Burac a comis o nelegiuire și trebuia pedepsit aspru. Dar părinții au ajuns la o înțelegere și nunta dintre băiatul de 16 ani și fata de 14 a fost stabilită. M-am întâlnit cu dânsul. Și m-am fost, am petrinit sfidanie și m-am luat. M-a furat, m-a pus pe cal și m-a dus și m-a furat. M-a dus la Bărdiciu. Povestiți-ne un pic despre nunta pe care ați avut-o. Pentru imu. Ca nunta aceea care am făcut-o cu dânsa? De, pentru. Cu cot, a dus atunci, am tăiat un por. Au fost rășitori, au fost muzicanți. Era mireasă, dar nici bote grăzâni, îmi pare. Am avut corană de asta, de vosc, s-ar penil. De șeară am avut corană, da. Și ghirlantul de bint. După 42 de ani de căsnicie în care au fost de toate, Coroniței nu îi se învârtește limba în gură să zică ceva rău despre soțul său. Femeia zice că sunt bărbați și mai nătărăi. E gospodarii cu minte, nu-i narcomană, nu-i nic, nu-i bețău. O leacă bolanjor.
Bonjour, da, e bun bărbat am avut eu. Dar cum n-am avut ră, m-a obișnuit cum n-am. Deși Buracoma ia peste picior pe Coronița făcând glume pe seama ei, dragostea dintre cei doi este incontestabilă. Dumnezeu nu le-a dăruit copii, dar în tinerețe au înfiat o fetiță căreia i-au dat numele unui personaj din poveste. Li se luminează chipurile de dor, căci fiica lor a cunoscut un tânăr prin intermediul unei rețele de socializare și a fost furată acum un an. Zolușcă. Da, să fac un copil, amu, să fac așa, să-l numesc din numele lui. Burac, aș fi bogat, aș dau casa lui, aș pun pe numele lui casa, aș fac gospodărie, tot ce am strâns în viață, galbenii lui Drangoi, tot am să dau lui nepotul care am de la Edinis, tot am să dau lui gospodărie. Iar gospodărie au acumulat frumușică. Casa cu două niveluri din cartierul romilor din Soroca este printre cele mai pompoase, deși Vasile Preida zice că a cam sărăcit de la o vreme, iar prețurile de la noi nu-i mai sunt pe măsura buzunarului. Am lucrat și controlor aici de vale, dar mai înainte când era cârpic, cât era? 3 capieși, 4 capieși. Și am construit casa, dar tare mă căiesc, am făcut-o cu două etajuri. Trebuie cu un notar să o fac. Că mă, Doamne ferești, cărbuni, lemn, mă întreabă susedii, cum vă țile tu casă așa mare încălzești? Nu cum, eu cu un sac de cărbuni cu 45 de kg ies din iar. Și mă, ești nebun cu 45 de kg? Da, 22 de kg dau coroniți și 22. Și punem în sac și ajungem după casă. Și ne încălzăm și iar le punem jos, iar ne încălzăm. În fața casei sale, Burac și-a tras pe vremuri un havuz de 2 metri înălțime, înconjurat de crocodili de dimensiuni naturale și câteva statui mici. Romul se mândrește și spune că toate acareturile din curte le-a făcut el, alături de coronița lui. Și da, mă, am găsit o rachetă și am scris za Rodinu, za Stalina, pe vremea războiului, dar acum de asta care cu ploaie, știi, mănânte cum erau. Pleacă cetatea asta, am făcut-o 4 luni de zile. Asta fiecare chitricică trebuie de toșit. Dar vine un țigan, spune, măi Vasile, mai răpt eu, spune, mai răpt facem o casă în 4 luni de când o cetate. Iar o facem și ieșe strâmt. Iar o deam jos, iar. Curăță, măi, du-te, dar ți ajungi cu chetrile ăștia. Dar pe ei toce, dar eu le clădem. Acolo nu trebuie un poloboc de șerșu, am clădit-o. Dar cum zici, și gestesc aceeași fac? Am făcut de mititic, mă năcăjesc și am făcut. Și am strâns capieca de capiec și am făcut și eu rând la lume. Se spune că secretul unei căsnicii fericite nu e partenerul ideal, ci mai degrabă a fi partenerul perfect. Pe de altă parte, fiecare familie are formula ei de fericire. Relația lui Burac și a Coroniței a avut un început controversat, dar poate așa trebuia să fie. Azi sunt împreună și nu regretă nimic. Auză, Nica, ia în caravan puradei de aici, repede! Puradei! Du-te! Șez, vin înapoi, că am glumit! Vrem așa este lângă mine, că urmează evenimentul mondial, unde-i fost și tu! Și o lecție că m-ai făcut de rușine, că nu-ți place coafiura, că te-am dus în anii nu știu care! Da, am luat premiul neciosul anului! Da, tu ai luat neciosul anului, am luat femeia anului! I-a spus! Și premiul am luat noi, draga mea. Și ei mai bună. Bune, emisiune! În 2017, ura! Haideți să vedem materialul, promitim senzații. Iori! Puradei. Hai, dă-i! Doamna Dora a demonstrat încă o dată că e o divă care se respectă. S-a afișat la cel mai tare eveniment al anului ca pe covorul roșu, cu escortă și numere personalizate. Evident că n-a lipsit paza de corp, fără de care n-a făcut un pas. Dar cum credeți voi, de vremea asta nu poți, mai ales în Moldova, fără umbrelă antiglonț, nu reușești niciodată. Ca
aflați la 4ace și aerați așa cum le stă mai bine, mondenii s-au afișat la evenimentul care i-a remarcat iluștri. Chiar și așa, doamna Dora e eclipsat prin prezența sa, cu o rochie semnată de Olga Porubina și o pălărie în formă de înghețată creată de Iuliana Chiroșca, vedeta noastră nu a trecut neobservată. Dacă tot e cocktail party, ne-a luat și eu morojna, poate în seara asta cineva am luat la dânsa. După câteva luni de tăcere și vot intens, au fost aleși cei care în 2017 au realizat ceva. La categoria emisiune de divertisment, omul anului 2017 este doamna Dora, prezentatoarea emisiunii Dora Show. În mod special vreau să mulțumesc echipii mele care lucrează cot la cot cu mine și care au încredere în nebunia noastră și vreau să zic încă o chestie importantă. Fiecare om din noi are o doză mică din nebunie, dar nu toți îmblă la dânsa. Eu umblu. Mulțumesc! Sincer să fiu, acest prieten eu cred că l-am meritat pentru că am stat în picioare, mă dor picioarele și vreau să vă zic, pentru a câștiga un premiu trebuie în primul și în primul rând să Te descalzi de pantofi, să muncești tare, tare mult și să crezi în oamenii care te apreciază și acest premiu este pentru ei. Le mulțumesc tare mult că n-am să mor să-l pun în sacriu cu mine. Hai. Da, dar eu mă uit aici, scrie Emilian Crețu, tu ai luat diploma lui? I-am furat-o. Nu, asta este o eroare. Nu cred, dar de Doara. E pur și simplu s-a încurcat, măi. Acum, fără gram de modestie, Dora Show, emisiunea anului. Dora este unicul motiv pentru care sunt aici alături de voi. Dora Show este unica emisiune care o urmăresc în reluare, adică o downloadez de pe Torrents și o urmăresc în reluare coadă cap. La decernarea premiilor a plouat torențial cu personalități care nu au pierdut ocazia de a-și ieta la ținutele în fața camerelor de luat vederi. Ținuta pe care o am este de fapt ținuta pe care mi-a recomandat-o și pe care mi-a luat-o de la Serghei Grigor, cel care foarte des are ținute potrivite pentru stilul meu, pentru evenimentele la care merg. Cum crezi, doamna Dora, ce s-ar da pentru această ținută? Tortul sau coliva? Eu știu că doamna Dora, ce n-ar da pentru ținută, nu contează, eu știu doamna Dora ce să dea pentru sufletul meu. Cei de la Sunstroke Project s-au ales cu trofeul pentru cea mai bună trupă din 2017. Premiul pe care, sunt ei convinși, l-au meritat. Я не знаю, мы как бы скромные ребята, но надеемся, что да. Как бы все-таки третье место, не маленькое место, поэтому нормально. Он может быть скромный, а я говорю, да. În premieră, organizatorii au acordat premii de excelență artiștilor consacrați din țara noastră, printre care se numără Eugen Doga, Gheorghe Urschi și Zinaida Julea. Eu sunt omul mileniului, așa că eu sunt asigurat. Eu sunt prima dată la așa ceremonie. Adevărat e că am fost invitat în repetate rânduri, dar eram prins în alte locuri și n-am putut să onorez. Chiar și anul trecut am fost invitată. Premiați sau nu, mondenii au profitat de eveniment. Nici aproape de miezul nopții, aceștia nu se dădeau duși acasă. Cui, dacă nu lor, le place să chefuiască. Așa a fost și nu pot să mă uit altfel la reportajul acesta decât în picioare. În picioare și bună pe inimioară. Ce mi-e frumoasă zi din viața mea. Dar datorită cui, draga mea? Datorită cui? Datorită telespectatorilor noștri. Vă mulțumim tare mult că ne-ați pus în frunte și ați ne puneți în frunte iar din nou. Mulțumim, vă iubim. Pe noi, pe voi vă iubim. Dar nu vrei să mă iei pe rând? Nu vrei? Mă astugi, da, mă. Pachezi din studio. Așa este aici, frumușel, că urmează colijoara. Trebuie să vedem poză, trebuie să comentăm, să criticăm. Dragii noștri, mulțumim că ne-ați poziționat pe locul întâi și promitim că o să ne ținim de cuvânt. De cuvânt, adică iarăși pe locul întâi. Hai să vedem pozele, să vedem colijoara mea cât de ca și ermit. Dar eu vreau alături, să le arăți, hai. Așa, cine este? Natalia Gordienco. Măi, Nătălița, arăți perfect, draga mea, după ce ai născut. Uite ce frumoasă, îmi place tare mult pantofiori, rochița e bunișoară, șuba. Și să-i facă, e șubă. Ocrotim animalele moldovii, vă rog frumos. Dar nu ai ținut cont de dress code. Cocktail party, am vrut culoare, am vrut
Fierbiercuri la urma urmii. Dar ați venit, te-ați îmbrăcați cam atac, sărie în ochi de-am cu rochi. Normal să sărim în ochi. Cum să nu sară în ochi? Da, te-ți cu cocktailuri în cap trebuie zi. Da, numai eu cu înghețată. Așa, mi-mi arăți perfect, arăți foarte bine, numai că șubița respectivă nu o trebuie să o iei, s-o lași. Eu așa am venit și eu, până în local și am lăsat-o. S-o mănânci câine, că tot e dacă e naturală. Așa, șerșeii sunt buni. Colierul de la gât, te rog, îl scoți. Eu înțeleg, nu-i bun. Nu vreau să spun ceva. Dantiela, îți place așa? Eu vreau să văd cu alt cofur, dar eu nu, pur și simplu, am spus. Adică, dacă nu, dacă ștergeți... Auzi, Nătălița, dacă poți să îndeplinești dorința lui copilița asta, o leac să schimbi alt cofur. Dar dacă nu, dacă mai sunt șperuși. Și cum să o să-l scot? Hai să mergem la următoare. Și este momentul ăsta. Așa. Of. Eugen Doga, poftim. Elegant, stilat, frumos. Chiar la o vârstă frumoasă și nobilă ca a mie. Și am de comentat aici: maestri, sărut mâna și obrazul. E și bun, mergem mai departe. Și el este omul secolului. Da, omul secolului, eu să am, nu, dar eu sunt micuț. Noi suntem mitei, noi aghe suntem ca așa, ca curșile. Da, că mă leacă, mergem iar că... Și secolul, 20? Secolul, toate secolurile posibile. Mergem mai departe, așa. Și nu-i așa. Doamna Julia, cum mă trezim? Și că oamenii sărbătoare și la sun muzica. Nu pot să șuier, te rog să mă înviez tare mult. Ia uitați-vă mai și doamnă stilată, uitați-vă și claci frumos are. Bine, nu-i, mă bucur tare mult și sunt că n-ai luat costum național, dar în schimb, o lady in black și eu am fost lady... În blăc, așa, mergem mai departe, coafura e bună. Colierul, iarăși eu am probleme cu colierile. Uf, Tonică. Colega, bună seara, Anatol. Așa, avem pantalonii albi, combina... Anatol, dacă nu e 1 martie, măi, mi-ai vrut și mărșorul evenimentul, lucru nu înțeleg. Alb cu roșu, fac o floare, cea mai mândră dintre flori. Am să-i opun lutor în chef. Așa, mergem mai... Nu-mi place, nu-i sacou, nu-i bun cu... Polo, trebuie, o secundă, trebuie mai să iei o maletă de asta pe gât neagră sau una albă. Dar cu fură s-o stăpâni. Ghinicul la joysticu, hai schimbăm cu joysticu altul. Mie fiind mai departe. Acum wet effect, nimic așa. Făcut. Cine e aici? Irina. Irina Rimeș. Ia ca așa. Ia uitați-vă și frumos, sandalele cu... Parcă e o chinezoaie, că așa micuț, frumușită, miniaturnă aia. Parcă din niște animate, așa e? E bine, da. Alb, negru, frumos, îmi place foarte mult șireturile. Și neva le-o dezlegat, am să eu și eu așa fustă. Ia că vezi cum mă îmbrăcai când eram mititic și mă iară așa. Așa e la moda, mă, iar parcă ți-o te când aveai 6 anișori, ții minte? Da, da. Așa, mergem mai departe. Stai frumușică, mai uite la drința, ca o floare. Ca un suvenir. O, bărbos, bună seara, părinte, sărut mâna și... Ia, și te cracă în fața mea, măi, și dai din... Smochinile și ele, așa. Măi, guz, măi, eu înțeleg că ești așa pe stilul tău. Dar trebuie mai să ieși tu un frac, totuși un eveniment, dita mai eveniment. Un costum elegant, o lecuțică. Crușulița și iarăși am probleme cu crușuliță. Chipioașul e ăsta, dă-l dracului la o parte, că ai... Chelie frumoasă, lasă-o să o vadă lumea. Mai ales că eu ne-o cântat de pe scenă. Așa, și bărbița trebuie un pic de făcut. Duceți-vă mai bărbat, eu știu că e la modă cu barbă, dar faceți-o frumoasă, ideală. Și mă strâng tu, și mă strâng. Dacă tot are barbă, hai să mergem mai departe. Dânsă. Așa, mergem mai departe, gata, Jonica. E bine, vin lângă mine cu așa. Așa, mă. Și... Și așteptați, așteptați cu olivă, dar mai întâi de a gusta o coligioară, gustăm o publicitate sexoasă și ușoară, gata! Mii de familii au ales să ne numească acasă. Acum e rândul tău. Alege viitorul apartament în complexul locativ Astercon, Valea Trandafirilor, într-o regiune liniștită, verde, cu o priveliște superbă lângă parc. Prețurile încep de la 550 euro pe metru pătrat, cu prima rată de doar 15% și 0% dobândă. Astercon. Bun venit acasă. Telefon 022-294929. Schimbarea nu va veni dacă așteptăm pe cineva sau un alt moment. Noi suntem cei pe care îi așteptăm. Noi suntem schimbarea pe care o căutăm. Barack Obama, Asociația pentru Dezvoltarea Culturii și Protecția Drepturilor de Autor și Conexe, Apollo.
Только 5 дней. Мужские, сильные, дерзкие суперцены. Большой телевизор «Сакура» с диагональю 81 сантиметр по суперцене 2599 лев. Бомба номер один в Молдове. Compania Quantid vă propune rolete la cele mai accesibile prețuri, direct de la producător. Telefon 60 20 79. Требуется неотложная помощь? Олефар полностью покрывает слизистую горло и снимает неприятные ощущения. Олефар – это быстрый и эффективный спаситель для горла. И подходит он для любого члена семьи. Помните, если быстро, то Олефар. Ищите Олефар в ближайшей аптеке. Expoziția Beauty 2018 din 1 până în 4 martie la Mold Expo. Ai o afacere pe Facebook sau Instagram? Ori pur și simplu vrei să știi mai multe detalii despre aceste platforme? Eu sunt Dumitru Talmazan și te invit pe 28 februarie la un seminar gratuit cum și de ce să fim prezenți pe Facebook și Instagram. Radisson Blu 1700, te aștept! Brandurile tale preferate, acum și în Căușeni. La deschiderea unui nou magazin Top Shop am pregătit pentru tine oferte speciale. Doar între 23 și 28 februarie te așteaptă numeroase surprize și reduceri de la 20% la toate produsele. Te așteptăm pe adresa Bulevardul Mihai Eminescu 10. La Starnet, momentele speciale durează toată iarna. Vino împreună cu un prieten și primiți două abonamente la preț de unul. Plus, săptămânal, obțineți cadoul dorit. Console de joc, hoverboard-uri, laptopuri performante și alte sute de premii. Starnet. Noi schimbăm viitorul. Чай Кёртис. Изабелла Грейп. Вкус, волнующий воображение. Noua Dacia Duster. Mai Duster ca niciodată. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic cel puțin 5 fructe și legume. Cum s-ar zice și cum s-ar spune, a ieșit din publicitate și intrăm în colivă. Hai, poftim! Degustație plăcută! A venit la noi în ospeție cineva. E cum cineva? E cum cineva, da. Nimic important. E posibil voi să ieșiți și să bateți la ușa? Bună ziua, salut! Noroc, Adrian! Salutare, Anatol! Ce mai faci? Cum ce fac merge? Bine, voi? Să știi că doamna Dora m-a rugat să-ți transmit asta, eu o pun aici deocamdată. Așa. De obicei, doamna Dora oferă aceste premii pentru cele mai inspirate ținute, da. Sau din contra, pentru cele mai neinspirate. Fantastic! Pur și simplu, visam la vinirea voastră, visam la premiul vostru, felicitări. Dora, într-adevăr, e un moment unic. Dora e o emisiune în general. Prima dată am văzut-o la o mormântare. Pe Dora? Nu, emisiunea. Era mormântarea și era televizorul aprins. Foarte bună emisiune, tipotriva momentului ăla. Cum crezi, ce a pus Dora în această cutie? Dora e așa? Și eu nu știu. Tot aveți mâncare acolo. Păi da, dar ce este? De obicei știi? Nu mănânc, da, așa că e binevenit orice, ce se mănâncă, orice e binevenit. Gata, ia uite. Foarte serioasă colivă. Vă știți cum arată colivă? Eu îți vă arăt pe Google cum arată colivă. Foarte bună colivă. Păi asta într-adevăr este colivă pe care a gătit-o doamna Dora. Pentru și premiu. Da, tu știi că noi ne-am văzut la un eveniment mondan, la Omul Anului. Da, tu și că t-ai acolo. Eu eram reporter. Reporter, da. Ai primit această cutie, această colivă din partea Dora pentru ținuta de la Omul Anului. Wow. Data asta ai dat-o în bară, ești de acord? Am dat-o la bară, eu la educație fizică eram slab la bară, așa că sunt de acord că uneori stau slab cu bara. Chiar mă mândresc cu premiul ăsta vostru. Eu sper că măcar ratingul o să fie mai mare datorită acestui premiu. Succes! Spune-mi dacă te-a supărat cumva gestul Dorei. Nu m-a supărat. Eu
Dora, pot să-i transmit două lucruri, dar trebuie să aleg. Dora, pot să-i transmit... Nu o să dați pe post asta. Dora, pot să-i spun că are o emisiune faină, dar... Na, de ce să spun minciuni? Așa că e mai bine, după. Tu, de fiecare dată, cu cine te consulți când îți alegi ținutele pentru un eveniment mondial? De obicei îl sun pe Giovanni Donco, stilistul meu din Paraguay. Ce ține de lingerie intimă. Ce ține de pantaloni, de obicei mă consult cu marele Andrei Jurcov din Novosibirsk. Iar ținuta de sus e 100% părerea și ideea lui Jason Stam, stilistul și președintele Venezuelei. Tu ce e, da, Dore? Un tort sau o colivă pentru cum se îmbracă ea? Își dau o... Iar n-a spuneți la TV asta. Op! Opa! Tu cum crezi, Jenica? I-a plăcut coliva lui Tolea? Lui Tolea, cred că da, am mâncat două fărți. O mâncat-o singur sau cum crezi? Cred că am împărțit-o cu colegii de lucru. De breaslă. Auzi, Tolea, dacă mă auzi, dacă mă vezi, nu trebuie să știi buruienos? Am schimbat ritmul? Vorbim un pic mai puțin cu buruene, le prăstim și mergem mai departe. Dragii noștri, eu cred că voi vă întrebați și am pus noi anume muzica asta și ușor dacă suntem dintr-un cabaret, dintr-un teatru, dar știi și Jenica? Pentru că avem o invitată. O invitată specială, nimeni alta decât actrița, talentată, frumoasă, Mihaela Strâmbeanu! Și... Recunosc prima dată, sunt invidioasă pe invitata mea. Mihaela, ce mănânci tu așa de arătașă? Numai colivă și mănânci. Superbă! Apropo, colivă este foarte bună pentru siluetă. Te rog să te așezi aici, dacă nu-ți supi. Sau niște emoții. Așa, dar poți să ai pernuți ca și mei moale la... Da, nu, lasă. Am adus aici ceva, dar... Vă ofer mai târziu, mai târziu această surpriză. Mihaela, da, dragă, știu că nu-i frumos să întrebi o femeie câți ani are, dar o actriță o întrebi câți ani are, e frumos sau nu? Câți ani de teatru? O femeie, poți să întrebi altă femeie câți ani are. Așa, câți ani ai, Mihaela, de arăt perfect, ideal. Draga mea, pot să-i spun că am împlinit 47 în ianuarie. Mulți ani înainte. Eu cred că mai e unica femeie care o cunosc eu pe pământ, care o întreb câți ani are și îi spune. Eu așa, dacă să răd peste 30 de ani, mă închin de pe amul. Dar eu nu mă închin, eu mă cunosc. Numai să arăt și eu așa la față și de 3 de ani jori. Jenica, așa este aici, dacă vrei. Cu ce te alimentezi? Ce faci? Cum te menții? Silueta, atât frumos. Vreau să-ți spun că regimul meu este unul absolut incorrect. Eu nu mănânc dimineața. Dar când mănânci? Dejunul îl cam scap, pentru că niciodată nu am timp. Îmi beau cafeluța și fug la repetiție. Mănânc când apuc. Nu, mănânc mai spre seară, vreau să zic, după ora 6. Dar în schimb mănânc și la 4 dimineață. Pentru că spart toate tiparele. Atunci când mă culc și simt că viermișorul cere de mâncare, cere, eu mă duc la bucătărie, deschid frigiderul și tare îmi place, anume la 4 dimineața, să mănânc, să beau un ceai dulce cu lămâie și cu miere, din plante neapărat. Așa și eu. Și cu pâine, cu unt și cu brânză de oi. De unde e brânză de oi? O pune la piață. De la piață, da. De la o doamnă pe care o cunosc. Trească brânză! Da, faci brânză! Mihaela, spune-te rog frumos, faci sală și faci sport. Hai să... Mama natură, te-o înzestrat, spoare! Să ne amintim că eu am făcut totuși 10 ani și jumătate de gimnastică ritmică de performanță și acești 10 ani petrecuți în sală, cred că și-au lăsat amprenta pe silueta mea, dar vreau să-i spun că în Teatrul Național Mihai Eminescu la noi toate spectacolele sunt cu mult dans, cu mult cântec. Dar nu toate actrițele arată ca tine! Așa că aici asta cu teatrul merge deoparte, nu, nu, nu. Nu știu, fac și sală, fac și not, merg mult pe jos, mă strădui să mă mențin.
spune-mi, te rog frumos, în afară de teatru, mai ai timp liber și pentru tine? Și stau azi acasă, să fac o mâncare, să fac un borș, nu știu. Dar știi, chiar în afară de teatru, pentru că noi jucăm doar joi, vineri, sâmbătă și duminică, mai nou, mai jucăm și de miercuri, dar 2-3 zile pe săptămână eu le am și îmi place să mă alint. Alintatul meu constă în a lua geanta, a merge la piață, a cumpăra produse, a veni acasă, a găti o ciorbă moldovenească din asta bună. Mihaela, scuze că te întrerup, dar ne-ai spus în mașină, spune și la oameni, cine sunt Sara înainte de a cumpăra dimineață găina și cocoșul? Da, o sunt pe doamna Lidia și mai am pe doamna Maria. Le sun fetelor mele care stau și vând găinușele de casă pe strada armenească, acolo unde stau eu, și le zic așa: mâine dimineață găina să fie tăiată proaspătă și la 8 sau la 10 dimineață mă duc și o iau și o bag deodată la cratiță, să nu mai stea în congelator. E ca plusul actriților din Moldova, că ești de la Hollywood, cine sune? Auzi, cum e la iată și tu o găină mâine dimineață la 8 din casă cu nișoare. La fel și ouăle. Cu ce? Cu tot felul de nitrat, cu injecții, cu prostologii. Da, prostologii din lume. Apașa. Unicul plus în Moldova că mâncăm cât de cât sănătos. Sănătos și natural. Da, dragii mei telespectatori, eu cred că vă întrebați de ce anume astăzi Mihaela Strâmbeanu este alături de mine, pentru că suntem o vipă și o vipă. Și dumneai a luat și ea actrița anului. Cum îți simți deja actrița anului 2017? Vai, să știi că acest premiu chiar l-am așteptat, pentru că anul 2017 a fost unul foarte bogat pentru mine ca actriță. Am făcut două filme, am făcut două videoclipuri muzicale cu care mă mândresc foarte mult, pentru că într-unul dintre ele am jucat-o pe mama marelui nostru maestru Nicolae Bodgros și toată lumea a zis că mi-a reușit foarte bine. În alt videoclip al lui Katie Rain, care se numește Non Copii, la fel am jucat, pot să zic că m-am jucat pe mine, pentru că este vorba în videoclip de o femeie puternică, de succes, dar care are o mamă bolnavă și este cam istoria mea. Și la fel spectatorii au zis că am jucat foarte bine. În film am jucat rolul Vasiluței, după romanul lui Ion Druță, Casa Mare. Rolul central a fost un film de licență al lui Călin Laur. Și sper cu tot din adinsul să găsim posibilitățile necesare ca să facem tot filmul, pentru că a fost doar o secvență de 27 de minute, fiind film de licență. Mihaela, ca scuze, da, de rup. Dacă tot vorbim de film, de teatru, ești împlinit ca anume profesia de actriță? Ai îmbrățișat-o și ai cuprins-o și ai... Sau nimic, ai vrut să devii altceva? De fapt, n-am vrut să devin actriță. Am fost motivată foarte ciudat. De cine? Și într-un singur moment, de regretată actriță Zina Zmeu, când am văzut-o într-un rol de balerină. Și eu, fiind gimnastă cu 10 ani de coreografie în spate, profesionist, am văzut că dumneai un pic n-a pus corect piciorul pe bară. Și eu mi-am zis, uite, dacă o actriță poate juca o balerină, de ce o gimnastă, o balerină, nu poate fi și actriță? Și în momentul ăla am hotărât că totuși mă duc la teatru. Actriță gimnastă, așa? Actriță gimnastă. Mihaela, încă o întrebare. Spune-mi, cum crezi oamenii din Moldova sunt mulțumiți de profesiile care le-au ales? Eu cred că nu, dar nu este vorba aici de... Nu este problema profesiei, este problema societății noastre și... Am întrebat asta pentru că Jenica, da, am trimis-o. Să întrebi oamenii dacă ei din mici au vrut să fie și ei sunt acum. Hai să vedem materialul. Vor să fie artiști. Da, numai... Hai să vedem. Așa, start. Ia că așa, doamna Mihaela, tăți de mici tăi vor să fie actriță, balerine, dansatoare, cosmonauți, prezidenți... Da, Matale a devenit o mare și eu am vrut să fiu extraterestră și am devenit o simplă Jeană. Dar cred că au ceva în comun și totul va fi bine și la mine și pe strada mea. Mulțumesc! Coană, du-te de aici, nu dați întrebări de astea. Iată, erați mic copil și visați. Întrebări, că n-avem noi timp, vedem la lucru sau...
Feriți-vă că vă fac amus, nu m-am mazut, dit așa, să-mi dați urmă colorat. Mie mi-e place cu mazută. Abia când erați tânăr, mititel, zglobiu, fugeați pe câmpiile Moldovei. Ce ați vrut să deveniți? Prezident. Serios? Și v-a reușit? Nu prea. Eu vă doresc succes și eu vreau și o prezidentă. Sper să-mi reușească. Ați fiți. Ați fiu. Dacă ați spus, așa să fie. Ui! Ce vis aveați să deveniți? Asta era... Profesor de limbă franceză. De limbă franceză? Da. Și ce căutați aici? Avec moi. Tu parles français. Oui, je parle français. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Jana. Oh, bien. Oh. Cum ați vrut? Dar și ați vrut să deveniți când erați mică? Lotcek? Dar femeia Lotcek ar fi Lotcekiță? Spuneți, aveți plăcere să vedeți când ea cade părul și omul rămâne chel? Nu. Și faceți atunci? Simplu. Și vârstă aveți pasiunea de a vinde cadavre? Mistiem. Serios? Deci de mic copil ați vrut să deveniți? Șofer și șuruburi. Șofer pe șuruburi? Da. Șofer tot e șurub, tot. Dar vă place să tăieți găina în două? Îmi place. Eu mă tem de dumneavoastră. Eu am lucrat mulți ani bucătăreasă și tare mult carne am tăiat, am desfăcut porci, vite. Eu mă duc, mă tem. Când ați avut primul contact cu ciubota și cu sula? Ce vine? Ce minunat! Ce bine e, ce bine! 20 de ani în urmă. Ce minunat! Sportsmen în domeniul notului. Aha. Ați prins vreun pește? Da. Și polecra mi-e carp. Carp? Domnule carp, bucuroasă de cunoștință. Polecra asta, polecra. Porecla, polecra, hai! Yeti. Asta e profesia? Exact, omul Yeti. Când eram mic, am vrut să devin mare. Nu, concret, ce profesie? E vorba de profesie. Am vrut să devin actor. Și ai devenit? Artist. Iată așa, visăm, visăm și visurile câteodată... Se îndeplinesc. Asta-i. Mihaielușca, bravo, bravo, Rănica, mă bucur tare mult că ești, bravo. Spune-mi, te rog frumos, spune la toată țara, o actriță, și poate să mai fac în afară de faptul că joacă teatru? Ce poate să mai facă sau ce meserii? Paralel, da, ce meserii, nu știu. Am auzit poate că actorii câștigă tare puțin, e dreaptă mitul ăsta. E drept actorii, din Moldova câștigă puțin. Este adevărat. Da? Ori actorii pot să mai facă și lecții de arta vorbirii, arta actorului, dans, mișcare scenică. Asta înțeleg, tot e legat din artă, dar o altă profesie, un ceva, o frizeriță, nu știu, să facă machiaj, să meșterească. Bucătăreasă, să meșterească, să facă lucruri handmade, să... nu știu. Aici am vrut să ajung la lucruri handmade, dragii noștri, că mai avem încă o săptămână și gata, se duce iarna, vine primăvara frumoasă, cu mărțișoare. Și am provocat-o pe colega mea, Mihaieluș, ca să facă niște mărțișoare handmade și hai să vedem să le dăi cuiu fanilor, oamenilor care o apreciază. Haideți, dragii mei, să vedem un material mărțișoresc, dacă pot să zic așa. Hopa! Provocările doamnei Dora au toate șansele să ajungă în cartea recordurilor. Unii artiști se tem și până în ziua de azi să ne deschidă ușile. Mihaela Strâmbeanu însă ne-a primit în casa ei cu brațele deschise, chiar dacă nici nu bănuia că echipa celei mai trăsnite emisiuni o va provoca să facă mărțișoare. Pot. Și pentru asta voi avea nevoie de clay alb, adică aracet. Aveți? Am. În orice casă, orice gospodină trebuie să aibă și clei, și făină, și de toate. Prin dulapurile de la bucătărie a găsit tot de ce avea nevoie pentru a confecționa cele mai stilate mărțișoare pentru doamna Dora. Așadar, atenție mare și maximă, începem să facem... Mă scuzați, asta puteți să nu filmați. S-a
folosit de o rețetă specială pe care Mihail a preluat-o de la o veche prietenă. Pentru cele mai stilate mărțișoare făcute acasă, veți avea nevoie de puțin lipici alb și niște făină. Restul pașilor îi mai știe doar actrița. Voi avea nevoie de o pungă de polietilen, foarte simplă, obișnuită, pentru că acest aluat material, el se usucă dacă stă, dacă nu stă în pungă. Acum o să rup exact cât îmi trebuie pentru un trandafir. Mihaela Strâmbeanu înseamnă o oră de muncă istovitoare, multă răbdare și ambiție de fier. Nu e chiar atât de ușor să lipești petală cu petală ca să obții o asemenea operă de artă. Trandafirul este gata. Materialul care a rămas îl plasăm în pungă și vă arăt imediat cum se taie, se înlătură partea de prisos. Primăvara mă începe cu tine, prima ploaie de vară nu ține, prima dragoste nu se uită niciodată. Așadar, trandafirii sunt gata. Ăsta bănuiesc că va fi roșu, ăsta alb, ăsta roșu, ăsta alb. Și acum trebuie să-i pun la uscat pentru 8 ore. Îi lăsăm să se usuce în voie. Ca să omoare timpul, actrița a decis să o facă pe gospodina. Nu s-a jenat de obiectivul camerei și a decis să-și facă ordine în casă. Dar voi ce stați aici? Am zis doar că trandafirii se usucă 8 ore. Hai, hai, acasă, pe mâine, pa! Cu toate că oboseala ei se citea pe chip, artista a depus tot efortul posibil. E perfecționistă și poate pune pe cântar chiar și propria sănătate de dragul artei. Apropo, ieri noapte, cât se uscau trandafirii, am pregătit baza pentru trandafiri și m-am și tăiat la degetul ăsta. Așa că, în cazul meu, chiar a ieșit ca în legenda cu... legenda mărțișorului cu picături de sânge. După ore de muncă, actrița s-a lăudat cu cele mai frumoase mărțișoare pe care le-a făcut vreodată. În final, uitați ce ne-a ieșit. Acesta este mărțișorul inventat de mine și pe care îl voi oferi cu mult drag tuturor care îl vor dori. Dar Mihaela nu știa că doamna Dora i-a mai pregătit o surpriză. Actrița a fost provocată să-și vândă mărțișorii în stradă, dar se pare că aici am atins limita. Eu vreau să refuz categoric din start să vând această lucrare nici măcar cu 5 lei, nici măcar cu 10. Știu că am depus foarte mult efort, dar în primul rând mărțișorul după mine este un obiect care trebuie oferit, cadou și nu vândut, unul la mână. Și doi, mi se pare că prețul de 100 de lei este foarte scump pentru un astfel de mărțișor, pentru că știu cât de greu mi se dau mie banii și știu cât de greu mi se dau banii tuturor. La cât suflet a pus actrița în aceste mărțișoare, sigur cei care le vor purta în piept vor avea parte de mult noroc. Ți-am luat un mărțișor ca să-l porți la tine tot mereu. Aplauze pentru actrița, neșterița Mihaela Strâmbeanu. Doamne, ce mărțișor frumos! E făcut sincer sau e cumpărat din nevaș ca și cum e făcut? Păi, dar n-ați văzut că i-am făcut de la zero până la... S-o tăiat miticaș la digițel, o pus la sânge. Este adevărat. Dar... spune-mi, te rog, porți mărțișor și acum sau numai când erai mică? Mai port și acum, dacă mi-l coase mama, îl port, dacă nu... Dar și mărțișorul mama trebuie să-l coase sau nu? Ies, mă, ta nu ne-ai cusut nici un mărțișor! Am scos una la ureche, muș, liniștește! Așa, draga mea, Mihaela, nu în zadar te-am întrebat de copilărie, de tinerețe, de... Eu întrebam, eu zic că am poză numai din tinerețe, dar ce am ea, nu ești tânără, Mihaelușca? Cine-s oamenii ăștia? Uite, 6 dintre noi suntem... Toți sunteți actori, da?
Toți suntem actori și suntem grupul nostru. Dar cunosc de... cineva eu aici. Eram studenți, eram după anul întâi și eram în vacanță după facultate, după anul întâi de facultate. Câți ani vii? Aici aveam 18. 18. Am intrat. Ai făcut facultatea în Georgia? Da. Zi-ni ceva în georgiană, poate să uiți din Georgia niște oameni la noi. Salută-ne în limba lor. Ce mod zvir pasome gobrebo? Zalean Mihvarhar, da, uhure Doras Show. O, ați auzit? Să vă uitați la Dora Show și traducătoare de ceva. Dar tu care ești aici, că nu înțeleg? Din mijloc. Eu sunt asta cu sacou florat. O, așa. Am un mai este într-o nuanță. Valeriu Andriuță. De unde îți cumpărai hainele? Mama mi le cosea. Mama e croitoreasă? Nu, mama e muziciană, dar știe să coase foarte bine. Ia că aveți artist? Ia uite, ce vorbim? Actorii pot să fac și lucruri meșteșugurii din asta, dacă pot să zic așa. Eugen Baracci, Corina Druc, Enrico Frumusache, dar nu mai este, s-a prăpădit, Dorian Boguță, iar alături de noi sunt acei care au lucrat cu noi pentru spectacol, Petru Vutcăreu, Andrei Sochircă și Ion Sabdaru. Asta ne oprim aici, Mihaela Ibiri, da. Gata, ne oprim aici. Vorbești în jurături, hai să mergem la altă poză. Hai, Janica, închide gura că la tine miroasa Evmedio. Liniștește. Aici sunt eu cu prietenul meu, mare actor de film din Georgia, Levan Abașidze, dar care s-a prăpădit și el în... Da, și m-a prăpădit, mie, doamne, ia mirea-i ela. Așa s-a întâmplat. Așa e viața, unii ne găsim, ne prăpădim. Eram foarte fericită și aveam 19 ani. 19 ani, așa. Da, erați fericită. Mergem mai departe. Aici suntem tot noi doi. Aha. În ochelari. Noi doi și ochelari. Dar fără urechi, erau rupți, cred. Apoi da, nu aveau câte o codiță, nici la el, nici la mine. A, erați ca și cum pe anii și erați tinerețe, tinerețe. Așa, și mergem mai departe. Gata! Cred că am luat 3 poze. Iartă-mă, n-am reușit să le găsesc pe celelalte. Că aveți pentru noi cadouri? Da, am adus... Și? Ia! V-am adus mărțișoare, acele pe care le-am pregătit eu cu mânuțele mele. Filmează mai de aproape să se vadă și șed și scoghește în nas. Dacă o să fie câte o picăturică mică de sânge, să știți că e sângele meu. Sângele lui Mihai, auzi? Dar așa e și legenda, așa e și legenda mărțișoarelor. Așa e și legenda. Vrei să-ți îl pun? Numai să nu mă înșimbi la țâți, te rog. Hai că așa, o, dar ce păroasă ai? Dar nu știu, e Mihaela, sunt păroasă. Ține cald, dă-mi voie să... Uf, doamne! Atent, țâța, că este sânflă! Atent, că-ți desânflă la mine, eu umflu. Am pus mai sus. Wow! Așa. Frumos? Și la Janica nu merită, la ei nu-i da, nu-ți cheltui, lasă! Nu pentru tine. Am fost cu minte tot anul, împrejur. Dragii telespectatori, de-a strec eu aici, Janus. Hai, pune-mi, dragii noștri, cât Mihaela o să-i pună mărțișor lui Janica mie, noi o să pregătim o piesă frumoasă, special pentru draga și talentata noastră Mihaela. Stați, am și eu un cadou, am un cadou. Adă-și microfonul. Stați, am un cadou. Hai de jur, adă cadou. Asta, microfonul? Și-ați spus că vă place să gătiți vârșușor. Da. Chila noi din grădină ceapă. Vârșușor, o, ce bună. Am să o pun chiar azi. Chiar azi. Îți rog tare mult, privești în camera 1, acolo o să apară și text. Acolo, da? Ești gata? Facem karaoke. 3, 2, 1 și muzica. Ce frumos! 2-10, 2-10, merge, merge, merge! Voi puteți să dansați! Mai fermecat ușor, cu o șoaptă de amor, cu o floare adusă în dar, mi-a prins inima. Mai fermecat. Și era seară și nu știam că-i doar un vis de vară. Îmi amintesc mereu de chipul blând al tău, de valul mării trist, de
ochii triști ai tăi. Mai, mai albăstri, chiar decât marea, părea că i-ai furat cândva culoarea. Marea părea că i-ai furat cândva culoarea. Mai fermecat ușor o șoapte de amor, o floare adusă în dar mi-a prins inima. Mai, mai fermecat și era seară și nu știam că-i doar un vis de vară.